Începând cu 13 martie, în toate instituțiile de învățământ din țară, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și medicii igieniști vor efectua controale privind calitatea produselor alimentare. Verificările vor dura până în data de 10 aprilie, iar reprezentanții Ministerului Sănătății vor prezenta rezultatele investigațiilor. Totodată, autoritățile urmează să vină cu propuneri de modificare a legislației pentru a înnăspri controlul calității produselor alimentare livrate în școli și grădinițe.